Vreau să vă provoc la un studiu practic al cărții Faptele Apostolilor. Nu o să abordez tema din punct de vedere moralist, adică să fac o listă cu păcat, cum este astăzi. Voi fi cât se poate de practic și de pragmatic, ca să vedem unde era creștinismul atunci când l-a înființat Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt și unde s-a ajuns astăzi. Și pornim de la baza creștinismului, care trebuie să fie iubirea, nu? Și aici, când e vorba de iubire, fiecare o interpretează cum îi place lui. Ca să încep cu ceva ce am pățit în viața mea de pastor asistent, eram într-un district din Africa de Sud, nu contează, important este exemplu. Eram girat de un frate mai cu experiență și mi-aduc aminte că într-o miercuri, când era ora de rugăciune, au venit niște frați care trebuiau să se boteze și au zis: uite, vrem să ne adunăm și noi miercurea să facem o oră de rugăciune și să avem ceva separat în plus pe lângă ceea ce se face la biserică. Bineînțeles, când oamenii au o astfel de inițiativă, îi susții, ești de acord și dacă nu vii acolo, dar îi lasă să vină, nu poți să închizi ușile bisericii, nu? Și bineînțeles, a venit o soră foarte înțepată și a zis: auzi, voi n-aveți unde vă ruga acasă? Ia, acasă, fiecare, părând în fiecare săptămână, le-a și făcut programul, o săptămână la tine, o săptămână la tine, o săptămână la tine și gata, a rezolvat problema. Ce să mai stau eu în plus pentru voi, să vă las cheile și să mă complic? Nu mă interesează treaba asta. Pac! Și oamenii trebuiau să boteze săptămâna viitoare. Na, gândiți-vă, alergi după ei, evangelizări, studii biblice și vine o soră și pac, țuretează din scurt. Îmi sun sfătuitorul și zic: frate, ce să fac? Frate, du-te și spune-i, mustru, cum zice Domnul. Ok, mă duc. Și o întreb: sora, e adevărat? Nu, ce să mă rățuiesc, că n-aveam cum, că sărea imediat muștarul și da, atâta străbuia să-i spui două vorbe, că te-ai ars și m-am ars, e adevărat. Chiar cu frumosul, spunându-i-le: e adevărat ce s-a întâmplat? Uite, m-au povestit frații. Măi, ok, uite, oamenii ăștia vor să se boteze și acum le-am retezat elanul din start. Bă, frate, dar ce să discute? Hai să vezi că o să ți se tragă de la asta. Și mi s-a tras, într-adevăr. Îmi sun din nou sfătuitor și zice: am zis, ce să fac? Păi du-te la ea și cere-ți iertare. What? Cum adică să mă duc să-mi cer iertare? Păi frate, nu înțelegi? Nu. Tu trebuie ca pastor să te duci, să o sfătuiesc, să te rogi. Păi frate, dar n-ai înțeles care e situația. Adică vorbim aici despre cineva rău intenționat, rău capsat pe o situație, care nu vrea să-și recunoască o vină. Eu nu vreau să vină să mărturisească în fața bisericii. Doamne ferește! Dar măcar să nu mai facă chestia asta pe viitor. Nu, trebuie să te duci la ea să-ți ceri iertare. M-am dus și am spus: sora, n-am venit să-mi cer iertare de la dumneavoastră. Am venit să vă pun oglinda în fața ochilor. Dacă e ceva ce ține de mine, îmi cer iertare în fața bisericii. Dacă e ce ține de dumneavoastră, vă rog să vă călcați pe orgoliu și să recunoașteți lucrul ăsta și măcar să vă cereți scuze de la oamenii ăștia pe care i-ați lezat. Nu e normal să se întâmple așa. Bineînțeles că a ținut-o pe ei, a sunat, gineri, familie. Am tensiune, mi-a crescut diabetul, bă. Cine a căzut rău? Eu. Iubirea utopică creștină. Vis-a-vis de extrema asta de înțelegere a iubirii, mi-a plăcut foarte mult ce a scris domnul Liceanu. E o carte scrisă din punctul de vedere a unui agnostic și dacă o citiți, nu o recomand în totalitate. Recomand acele puncte cu care am rezonat. Poate dumneavoastră o să rezonați cu altele, dar scrie ceva foarte interesant legat de iubirea asta creștină dusă la extrem. Și aș vrea să vă citesc un paragraf scurt de aici. Utopica iubire creștină.
Cum să ne iubim așa cu toții, pentru că, vezi, Doamne, suntem făcuți cu toții după chipul și asemănarea Lui? Iubirea este o abstracție goală care ascunde și falsifică sila și ura ce ne leagă de ticăloși, de lepre și scursuri. Singurele raportări corecte la rebuturile morale ale umanității care ne înjosesc viața și ne mutilează specia. Foarte interesant. Iubirea e doar față către față. E pe alese și pe afinități, nu la comandă și potrivit splendidei vorbe utopice, o folosește într-un anumit context, iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și eu unii pe voi. Nu iubirea ar trebui să ne lege pe toți, că asta nu se poate, ci urbanitas, adică civilitatea, buna creștere, respectarea acelorași reguli de viață care ne limitează libertatea din clipa în care se izbește de libertatea celuilalt, iar când acestea nu sunt, nimic nu e, iar iubire cu atât mai puțin. Să vă mai dau un caz. Povestea un coleg, pastor, era la o masă de părtășie și o doamnă care tot vizita biserica, îi plăcea foarte mult, venea la slujbe, era interesat așa să participe cât mai mult, dar nu îndrăznea să facă pasul botezului. Și la un moment dat, fiind la masă, pastorul o întreabă: Doamnă, spuneți-mi, vă rog, veniți de atâta timp la biserică, vă place, sunteți împreună cu noi, dăruiți pentru biserică, ne-ați oferit atâtea facilități, era într-o funcție importantă, de ce nu faceți pasul mai departe? La care doamna zâmbește și zice: vreți să mă transformați într-o soră? Știți ce am observat eu la voi? Spune ea. Că atunci când deveniți surori și frați, nu vă mai respectați între voi. Și eu nu vreau să devin soră. Prefer să rămân doamnă. E de, trecând dincolo de aspectul ăsta al vanității, pe care fiecare dintre noi îl avem, da, amorul propriu și așa mai departe, e un adevăr în ceea ce spunea doamna aceasta. Când devenim frați și surori, considerăm că trebuie să ne respectăm mai puțin, să nu mai avem maniere și să nu mai avem bun simț, ceea ce nu este nici pe departe în credința lui Hristos. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, Hristos și Duhul Sfânt n-au înființat o biserică comunistă cristică. Știți gândirea comunistă? Nu e al meu, e al statului, totul trece în gospodăria colectivă și fiecare fura și făcea tot ce voia. Da, bine, ziceți-o voi pe aia cu gospodăria statului, dar noi ne facem pe acasă ce avem nevoie. Da? Nu este despre asta vorba. În creștinismul lui Iisus Hristos, totul pleacă de la bun simț în sus, nu în jos. De dragul frăției, coborâm toate standardele și a bunului simț și ale bunei creșteri și ale manierelor și ne ducem în jos că suntem frați, frate. Și în felul ăsta, oamenii care au un anumit nivel intelectual și care au un anumit rafinament se simt jigniți și chiar ofensați pentru că nu știu ce este asta. Este ciudat. Dacă e să vorbim despre acel creștinism al lui, în Cartea Faptele Apostolilor, chiar vă recomand să citiți cartea acasă și să vedeți ce am adăugat noi și ce nu corespunde cu ceea ce vedeți aici, dați la o parte. Sau cel mult considerați optativ, opțional. Nici de cum imperativ, pentru că noi am luat niște lucruri de aici, le-am interpretat cum am vrut și fiecare a politizat ceea ce a întâlnit aici și a făcut literă de lege din ceea ce a întâlnit în Cartea Faptele Apostolilor. Dar în ceea ce am citit aici, am găsit multe lucruri care nu mai sunt în practica noastră. Ce a vrut să le spună Hristos prin această dragoste? Dragostea asta trebuie să vă înalțe, să vă nobileze. Da, renunțați la orgolii, la ambiții, la defectele de caracter. Însă, atunci când cineva este obraznic, și atunci când cineva depășește bunul simț, sau atunci când cineva este fățarnic, spune-i lucrul ăsta în față. Ori noi nu mai avem curajul să spunem adevărul în față, în mod constructiv, pentru că ne ferim, pe de o parte, de conflict, pe de altă parte, o luăm în mod personal
Și pe de altă parte, interesul nostru nu este atât de mult adevărul, ci adevărul nostru. Și de aici pleacă o altă serie de probleme. Aduceți-vă aminte că în momentul în care Petru a devenit fățarnic, adică pe de-o parte mânca la masă cu neamurile și când era cu iudei, eu nu să cu ăștia, hai că o păstrez și imaginea asta la altă. Și Pavel a fost foarte indignat și a zis, păi stai un pic, zici una și faci alta. Și căzuse și Barnaba în fățărnicia lor. Dacă era vorba de șarlatanie, păi oamenii lui Dumnezeu nu se fereau să spună fiul dracului și dușmana oricărei neprihănire. Astăzi nu, cum să lege să-i spui în față treaba asta? Că e un șmecher sau că e un șarlatan. Nu-i mai spui treaba asta. Încerci să-l faci frate cumva și să cosmetizezi lucrurile într-un limbaj atât de voalat încât să nu mai știe nimeni despre ce este vorba. Și așa am transformat credința aceasta sănătoasă creștină într-un monstru în care unii care au mai mult tupeu scapă și sunt ok, iar ceilalți se aleg cu frustrările și cu neîmplinirile. Și de asta oamenii care gândesc puțin, ca care mai gândesc, zic, dar ce-mi trebuie mie treaba asta? N-am nevoie. N-am nevoie de o astfel de biserică, n-am nevoie de o astfel de ideologie sau de filozofia asta de viață. Vreau să mă tâmpesc de cap sau să evoluez? Și n-am nevoie. S-au adunat toți, spune cuvântul, în camera de sus, nu se înțelegeau. E clar, erau ca pietrele din care s-ar scântei. Petru și Andrei, Iacov și Ioan, fiii tunetului. Filip era sceptic, Toma era necredincios. Erau doi cu trei, n-aveau nicio treabă unul cu altul. Dar ce i-a unit? În primul rând misiunea și dorința de a-L mărturisi pe Hristos. Și după aia au început să se și înțeleagă între ei. S-au mai rugat, s-au mai vorbit unul cu altul și în cele din urmă au început să se înțeleagă. Dar înțelegerea aceasta și iubirea aceasta n-a venit în mod arbitrar. Atunci când îi chemai pe câte 2-3 la comitet, hai, repede, împăcați-vă, acum! Păi nu poți așa! Poate că au fost niște lucruri care se rezolvă în timp. Acum, repede, hai să facem împăcare, ne rugăm și de azi înainte mergeți ca frații. Nu merge! Sunt anumite răni care se vindecă într-un timp mai îndelungat. Sufletul are timpii lui. Fiecare are felul lui de a fi, este diferit. Nu poți să-l bagi în șablon și gata, de azi înainte vă înțelegeți ca frații, indiferent ce s-a întâmplat. Mai ales în situații în care pleci de la premisa absolută că toți sunt de vină într-un conflict. Nu întotdeauna. Și vă dau și exemple. Hristos era de vină în conflictul cu farisei? Da sau nu? Nu, clar! El era nevinovat, ei aveau agenda lor ascunsă. Profeții erau vinovați în raportul lor cu poporul? Nu, clar! Ei veneau, rosteau adevărul din partea lui Dumnezeu, de multe ori plângeau, erau frământați de lucrul ăsta și ăștia, ce vorbești, pietre, bagă-l în groapa cu noroi, scuipă-l, bate joc de el, da, omoare-i, tai cu ferestrău, nu contează. Nu întotdeauna într-un conflict, toți cei implicați în acel conflict sunt de vină. De asta a plecat de la premisa că toți sunt de vină, este greșit. S-ar putea să fie ambele părți sau toți cei implicați, sau s-ar putea să fie doar unii. Dar din dorința de a simplifica lucrurile, hai mai această discuție, hai, renunță tu și gata, am rezolvat problema. În felul ăsta știți ce se întâmplă? Cel care este cu adevărat vinovat este întărit în nebunia, în prostia lui, în greșeala lui, iar celălalt simte un gust amar. Păi mai am vrut să fac bine și e rău. Am avut intenții ok și până la urmă sunt călcat în picioare. Ori se descurajează, ori pleacă din biserică, ori devine fățarnic, așa cum spunea Mântuitorul, nu? Un fiu al Ghenei. Se învață și el cu mecanismul ăsta, învață să tragă sforile și în cele din urmă se transformă într-un monstruleț cu față de sfânt. Știe să zâmbească la comandă,
Știe să dea mâna la comandă, știe să spună că este foarte bine când este foarte rău, știe să joace teatru, știe să mintă, știe să le facă pe toate. De ce? Pentru că adevărul n-a mai fost spus de frica conflictului. Ce mai conținea acel creștinism al lui? În primul rând, în predicare, era prezent Iisus și experiența convertirii, nu alte politici. Dacă dumneavoastră găsiți altceva în mesajul apostolilor, vă dau ce vreți. Dar în predicarea lor era Iisus și ce a făcut Iisus în viața lor. Restul, teologia, o mai face Pavel cu unii, cu alții, care să le arate că știe și el din asta. Pentru că trăiau în lumea greacă, în care era o mulțime de curente filozofice și așa mai departe. Dar în predicare nu folosea doctrine, nu folosea elemente complicate. Uite ce a făcut Hristos în viața mea. Slavă lui Dumnezeu! Uite, mă bucur că sunt în împrejurările astea, au lucrat la înaintarea Evangheliei și peste tot unde predicau apostolii, era Iisus. Și Iisus cel răstignit. Ce a predicat Petru? Despre ce doctrină? Care punct din manual? Punctul 1 și ultimul. Iisus Hristos. Pentru că Hristos atrage. Hristos este cel care îi aduce pe oameni aproape de Dumnezeu. Nu slova. Slova este seacă, este searbădă, este rece. Și în ceea ce trăiau ei, povesteau ce a făcut Iisus în viața lor. Și în fața împăratului, și în fața celorlalți. Repovesteau ce a făcut Hristos în viața lor. În ce s-a transformat predicarea? În afișarea unor elemente politice și a unor interpretări care au fost folosite pentru un interes sau altul. Vă aduceți aminte și de creștinările cu sabia. De azi înainte sunteți creștini, că așa este șeful. Hai, o mică catecheză și de azi înainte păgânii devin creștini. Și câți nu s-au creștinat așa? Și după ce s-a creștinat lumea creștină, am trecut de la catolici la ortodoxi, de la ortodoxi la catolici, de la protestanți și așa mai departe. Lucrurile s-au politizat și mai mult în cadrul creștinismului. Și Hristos pe unde mai este? Oamenii convertiți aveau o misiune de îndeplinit. Cei neconvertiți au grijă să pună bețe în roate celorlalți. Citiți, vă rog, cartea Faptele Apostolilor. Apostolii, plini de Duh Sfânt, mergeau să predice, să ducă Evanghelia dintr-un loc în altul. Farisei și cărturari ce făceau? Le țineau evidența. Unde s-a dus? Acolo, pac. Ce facem? Să punem piedici Evangheliei. Asta făceau. Și nu e nimic nou sub soare, că asta se întâmplă și astăzi. Apoi, misiunea era coordonată de Duhul Sfânt prin darurile spirituale, pe care, subliniez, conform 1 Corinteni 12, Duhul Sfânt le dă în mod arbitrar, după cum voiește El. Păi mă, dacă n-are dar, dacă n-are har, nu-l faci pastor, că nu are har, n-are dar. Dacă n-are dar să cânte, nu-l pui să cânte, că n-are voce. Oricât de multă bunăvoință ar avea, este împotriva naturii lucrul ăsta. Dacă nu știe să conducă sau să facă anumite lucruri, nu-l pui acolo. Însă, în sistemul creat, e posibil orice. Să pui dirijorul în afon, să pui pe cineva care habar n-are de păstorire să păstorească sau să conducă, să facă alte lucruri. Important este să fie ca să îndeplinească anumite obiective. Ori în Fapte 13, Duhul Sfânt spune, pune-mi-l pe Pavel și pe Barnaba. Punct! Nu discutăm că stai să vedem că e băiat bun, că are... Eu nu zic că nu-i băiat bun, dar nu-i bun pentru asta. Înțelegeți? Noi facem o mare confuzie, că buni trebuie să fim toți. Dar într-o anumită slujbă bisericească sau de oricare, trebuie să ai darul respectiv. Dacă nu-l ai, nu faci față, nu dai randament. Este cât se poate de practic. Într-o ocazie am propus că ar fi mai bine să se facă o platformă și să se depună candidaturi la forurile superioare.
Ai, nu, frate, cum? Să vină fiecare cu planul concret, da? Și să candideze. Și cine are mai multe voturi, oricum să facă așa, nu? Nu. În politică măcar știi cine va fi. Sau intui, pentru că este afișat pe față. Aici nu știi cine vrea Domnul. În politică măcar se spune un plan pe care îl are omul. Ce vrea, măcar minte frumos. Dar aici Domnul știe ce va fi. Și observați cum în numele Domnului, ascunzându-ne în spatele Domnului, noi am dinamitat totul. Ori în biserica primară nu era așa. Duhul Sfânt conducea biserica prin darurile spirituale. Și a rânduit întâi apostoli, învățători, păstori, cârmuitori și așa mai departe. Și fiecare era bun la ceea ce i-a dat Duhul Sfânt. Și în felul ăsta nici nu mai trebuia să faci alegeri în biserică. Pentru că dacă e clar, omul are un dar anume, ăsta e pe viață în darul respectiv. Că îi mai dai alte atribuții, asta e cu totul altceva. Legat de ungere, și aici sunt anumite aspecte foarte interesante. Ungerea divină era dată pe viață. Dacă citiți Vechiul Testament și Noul Testament, nu o să găsiți nicăieri, nici excomunicări, nici suspendări ale ungerii. Nu există așa ceva. Fiii lui Eli au fost îndepărtați direct de Dumnezeu. Erau curvari, erau cum... Dar ei făceau slujba acolo până când Dumnezeu i-a ținut acolo. Aduceți-vă aminte de David în momentul în care era Saul în peștera Enghedi. Ce a zis David? Bă, ăsta e un nenorocit, vrea să-mi ia viața, am prins acum momentul, o fi el împărat uns de Dumnezeu, gata, l-am scurtat de un cap. Așa a zis David? Să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului, că ce-a fost uns cu un de lemn. Apoi, când a venit cineva să se laude că l-a omorât pe Saul, deși fusese demonizat, deși s-a dus la vrăjitoare, deși știm care a fost viața lui, ce a zis? Cine ești tu să pui mâna pe unsul Domnului? Și l-a omorât. De ce? Pentru că așa se considera că ungerea aceasta este dată de Dumnezeu pe viață. Și treaba lui Dumnezeu ce face cu unsul lui. Noi ce am făcut? Am luat ungerea aceasta și am politizat-o. Și din unșa-i Domnului ne-am transformat în altceva. Ce se mai întâmpla în creștinismul lui? Se făceau semne, minuni, oamenii erau vindecați. Minunile acestea răspundeau unor nevoi practice. Cu ce le-am înlocuit, dacă nu se mai fac semne și minuni? Le-am înlocuit cu experiențe, care în mare parte sunt înflorituri și minciuni. Da, erau niște concursuri din astea pe la întâlnirile cu slujbași în care spunea fiecare experiențe și dă-i. Și la un moment dat, dacă stăteai să analizezi bine, nu știai cât e minciună și cât e adevăr din ce spune. Pentru că noi avem darul ăsta al înfloririi, când ne ia zelul așa și efervescența, să mai punem o metaforă, să mai exagerăm niște cifre și ia ca ce minuni face Domnul, nu? Acolo erau minuni clare, erau oameni vindecați, erau morți înviați, erau oameni care primeau Evanghelia mii într-o zi. 3.000 de oameni convertiți cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta este creștinismul lui. Spre deosebire de creștinismul nostru în care încercăm să cârpim lucrurile, să le facem să pară bune, frumoase. Nu avem experiențe cu Dumnezeu și băgăm din burtă. Nu avem acea zvâcnire duhovnicească. Și o facem cumva. Comunicarea directă și sinceră, chiar dacă era dureroasă, versus comunicarea falsă. În momentul în care era o problemă, o rezolvau direct. Și așa ne spune și Dumnezeu.
Dacă ai o problemă, du-te, rezolvă, discută. Taie ce nu este bun de acolo. Dar în felul ăsta construiește o biserică sănătoasă. Ce mai întâlnim în biserica primară? Dinamism, întâlnim putere, întâlnim entuziasm. Observați, când citiți cartea Faptele Apostolilor, totul este în mișcare. Semne, minuni, predicare. Mergeau dintr-un loc în altul, se predica Evanghelia. Când băltesc lucrurile, când e plictiseală, abureală, când e totul făcut așa convențional, punctul 1, punctul 2, ce urmează în program, deja oamenii cască, zic, nu-i interesant. Nu-i bun, dar face bine. Știți cum e vorba aia. Da, ce să faci? Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să o suporți și pe asta. Suporți și o predică indigestă, suporți și o rugăciune mai lungă care nu se mai termină, suporți și un program care iarăși nu se mai termină, suporți și pe cineva care se uită câș la tine dacă trebuie, dacă e punct de mântuire, frate. Cine m-a inventat-o și pe asta? Cu punctul de mântuire, nu știu. Și că, frate, e punct de mântuire? Nu. Nimic, niciunul nu e punct de mântuire. Singurul punct de mântuire e Hristos. Atât. Restul sunt păreri și eventual principii ale Evangheliei, dacă sunt spuse negru pe alb de Dumnezeu. Da sau nu? E poruncă scrisă acolo. Dacă nu, restul e discutabil. Însă, aici avem nevoie să ne reîntoarcem la lucrurile autentice. Și copiii ne învață lucrurile astea. În momentul când îi vezi că se plictisesc sau fac anumite lucruri sau nu le plac anumite lucruri, ei spun clar care este opinia lor, că n-au inhibiții. Noi am devenit foarte rafinați și încercăm să spunem cum a fost predica. A fost interesantă. Adică cum? Vis-a-vis de interesant. Era un examen la conservator și a venit o formație și au cântat o piesă din asta modernă. Nu știai ce să iei de acolo. N-avea nici un ritm regulat, nici o temă simetrică, nici o melodie. Erau numai niște aruncături din alea de percuție, niște scârțieli la instrumente cu coarde. Era ciudat. Și la urmă întreabă unul dintre ei, comisia, cum vi s-a părut? Și comisia zice, interesant. Cum a fost la biserică? Interesant, despre ce s-a vorbit? Nu știu despre ce s-a vorbit, dar a fost fain. Da, despre Domnul Iisus, așa. Și în felul ăsta, ducând în sfera banalului lucrurile, este numai normal ca oamenii să nu fie însuflețiți și să-și dorească din toată inima să meargă acolo. Pentru că simt că nu e ceva natural, nu răspunde unei nevoi. Nici mai deștepți nu se duc acasă, nici mai hrăniți spiritual, nici mai edificați dintr-un anumit punct de vedere, da? Pentru că se întâmplă să te mai și taie sabia Duhului, nu? Să te mai cerceteze Duhului Dumnezeu. Nu trebuie să mergi neapărat cu gura până la ureche acasă, dar măcar să fie ceva care te ajută să crești. Te ajută să crești o critică constructivă. Însă toate acestea s-au dus în sfera formalismului. Și un ultim punct pe care l-am observat în finalul cărții Faptele Apostolilor, dispoziția oamenilor lui Dumnezeu pentru sacrificiu. Pavel era în stare să moară pentru Hristos. Asta era viața lui. Fariseii erau în stare să-i omoare pe alții pentru orgoliile și ambițiile lor. Este o mare diferență. Și întrebarea este, ce facem noi? Suntem dispuși ca să oferim acest sacrificiu al nostru pentru Hristos, pentru cauza Lui, sau să-i sacrificăm pe alții pentru orgoliile și pentru ambițiile noastre? Tema rămâne deschisă. Și dacă mergeți acasă și luați cartea Faptele Apostolilor, o să vedeți, când luați aspectele astea practice ale credinței, trecând dincolo de moralismul acesta, cât de multe lucruri sunt anapoda în credința noastră și în practica noastră creștină. Și ca o reacție de bun simț și de normalitate, ce poți să faci? Iei foarfeca și începi să decupezi. Și lași doar ceea ce este lăsat acolo
de Dumnezeu. Celelalte poți să le accepți, poți să le primești într-un mod convențional, să le consideri opționale, dar niciodată imperative și obligatorii. Este foarte interesant ce a creat Dumnezeu prin Duhul Sfânt și ce am reușit să facem noi de-a lungul timpului din credința aceasta creștină care este simplă, directă și eficientă. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca să redescoperim această frumusețe a creștinismului și această simplitate a Lui și să-L lăsăm așa cum L-a lăsat Iisus Hristos. Amin.